Da, și așa trecem în următorul subiect. Deci, întrebați-vă cine este persoana respectivă. Și l-avem pe Doru Pelivan, care ne învață chestii. Dacă nu știți pe Doru, e un băiat care are un business, se numește Hobby to Profit, în care găsește niște oameni care să facă cursuri care să te învețe să faci bani. Diverse cursuri de copywriting, cursuri de l-a avut și pe Răzvan Pascu să învețe cum să fie influencer de turism și așa mai departe. Și Dor aici spune, hai să o luăm la început, foarte multă lume nu ajunge la un stil de viață ridicat și nici să facă mai mulți bani din simplu motiv că au un mindset foarte sărăcăcios. Știu cum este că l-am avut și eu. Am fost blocat la 5.000 de euro pe lună câștig ani de zile. Nu reușeam să depășesc acest prag. Să nu mai zic din momentele în care aveam 5 lei pe săptămână. M-am ferit mult timp să-mi dau opinia pe acest subiect, însă I have a point și cred că pe unii v-ar ajuta enorm. Văd foarte mulți oameni axați pe economii și investiții. Folosiți tot felul de aplicații de gestionare a banilor, tabele Excel, căutați reducerea tot felul, vă bateți capul să calculați totul la milimetru. Am auzit chiar și de abia de genul, nu cumpăr apă din X loc, e mai scumpă, mi-aduc de acasă la robinet 5.000 de pe stradă. Oare așa a ajuns orice om bogat? Pentru faptul că Doru nu știe să scrie, dar asta e altceva, sau nu știe să se exprime. Diferit. Folosind o aplicație în care a trecut fiecare 6 lei dați pe un cor de ciocolată, what the fuck? Apoi next level. Există o categorie de oameni care au o categorie care a auzit Doru, nu? Oameni, adică acordul se face cu o categorie. O categorie a auzit. Nu oameni au auzit de educație financiară. Au un salar, și o știți pe aia cu cine zice salar, mă, să ai o doamnă? Au un salariu cât de cât decent, trăiesc bine și eu se gândesc să mai rupă ceva de la gură ca să investească în stocks. Iar la 70 de ani vor avea bani. Păi și până atunci ce faci? Stai așa și tot rup câte 100 de lei din salariu să-i bagi în acțiuni? Înțeleg conceptul de compound effect. Compound interest, probabil, la mă. Dar dacă sunt puțin bani lunar, este o palmă la cartof. Această categorie este mult mai avansată, dar deja tot pierde ceva din vedere. Este mai avansat deja, dar tot pierde ceva din vedere. Mega important. Până s-a ajuns să ai niște bani investiții, ești deja leșinat. Nu mai e chef de excursii, stil de viață high și cine știe, poate și mori. Acesta este adevărul. La un moment dat toți ajungem acolo. Na bun, că tot am ajuns aici. Care este soluția? Care este viziunea mea? Viziunea lui Doru este foarte simplă. Doru vinde niște cursuri. Când Doru spune ceva, el nu spune ceva pe gratis, el spune ceva ca să te împingă pe tine spre acele cursuri. Să-l ascultăm pe Doru. Păi simplu, fucking axate să-ți crești nivelul veniturilor lună de lună. Lasă economiile, lasă aplicațiile de gestiune a banilor. Păi și ai destul de viață de om sărac. Învață să faci bani. Oare unde am putea noi învăța să facem bani, mă, Doru, mă? Începe o activitate antreprenorială sau un side hustle care se aducă câteva mii de euro bune lunar. Nu mai optimiza sărăcia. Dă-o dracu de sărăcie, că e tot sărăcie indiferent de cum o împarți. Axează-te să ajungi cât mai rapid la 50.000 euro lunar, iar apoi înveți gestionarea banilor. Are sens? Eu vin cu idei din lucruri experimentate de mie, din călătoria mea către prosperitate, nu citite din cărți. Încă ceva foarte important. Dragilor, nu mai luați sfaturi despre bani de la oameni săraci financiar. Poate vă pot oferi alte idei, dar nu din zona asta. Nu mai credeți orice curs TikTok video a apărut pe internet. Faceți research despre omul din spate. Căutați trecutul lui. Cine este? Ce a făcut? Cum s-a îmbogățit? Dacă a făcut-o, este congruent? Este țepar sau nu? Etc. Și era un comentariu comentat de Nisuca și l-a șters. Vezi, mă, Doru. Stau drumul la muzică din nou. Este o Doru. Lumea ar vrea să se informeze pe subiect. Ar vrea, înainte de a lua cursul de la tine și de la Pera Novakovici, ar vrea să se informeze pe subiect. Problema este că cumva articolele alea despre tine, despre ce făceai tu cu David Alb în Timișoara, au dispărut din Google. Ele sunt la mine pe blog, dar au dispărut din Google. Ai idee cumva de ce au dispărut din Google? Asta apropo de research despre omul din spate. Că da, ok, bun, intrăm pe listă firme și vedem Hobby to Profit, da?
cum se numește, legat? Da. Avem, da, ești pe profit. Da? Vedem, ok. Ăsta e tot research-ul pe care nu ai tu voie să-l facem despre tine? Ăsta este? De ce nu ne lași să facem research despre tu când te lăudai că ești mare afacerist și aveai o salină falimentară pe numele sorății, că tu nu aveai niciun ban? Cum e când tu făceai pe Bogătanu și... Da? Cum e când Piara Novakovici povestea despre cum s-a găs Gagici și el doar povestea despre cum e s-a găs Gagici? E atât de simplu este, știi? Adică și e, aici, în faza asta e două chestii de reținut. Prima este aia. Nu mai credeți orice video a apărut pe internet. Toate videouri, toți ăștia care apar, ca și în cazul Negrea, atacă business-ul, au apărut și alții și atacă business-ul. Este neplăcut, da? Și de-aia am ieșit, adică omul de asta ești în piață, nu să te învețe pe tine să faci bani, nu, ești în piață că e atacat business-ul, da? Și faceți research, facem research doar, da, ți-am zis, ai șters articolele din Google. Ai știți? Da, exact. Fritz are dreptate. Ce afacere ai făcut în viața ta, Doru, să înveți pe alții să facă bani? Singura ta afacere este să înveți pe alții să facă bani. Tu de acolo să faci bani, nu din altă parte. Nu? Deci n-ai nicio calitate. Nu te pricepi la nimic. Ai învățat din cărți și acum predai din cărți. Ca și Laurent, ca și Laurent. Laurent, ce business-ul are Laurent? De este consultant final, de învață pe alții să facă business-ul. Ce business? El e grădinar. De formație. Atât de simplu este. Atât de simplu este să faci research. De la tine, pe tine. Da? Te uiți acolo. Da, doamna Roxana Borza o acuza una că i-a furat ideea, prietena lor a fost combinată cu dor, deci e o chestie la asta așa. Pe mine nu o dezgustă, nu mă interesează detaliile astea de budoar, dar le afli și le vezi și le... M-am zis, deci era un cetățean care te învăța cum să fuți cele mai bune femei și el o futea pe una care era mai urâtă ca mine. Dar el te învăța cum să agăți bunăciuni. Dacă puneai botul la ce zicea el, fără să te uiți la ce face el, da... Antreprenoriat, cum să faci afaceri, cum să nu știu ce. Nu-ți rupe 100 de lei de la gură ca să bagi în acțiuni. Nu. Învață să faci mai mulți bani. Toți putem să facem mai mulți bani. Doar după ce urmați cursul meu. Doar dacă vă abonați la Patreon-ul meu, o să puteți să deveniți potenți financiar. Link în descriere. Asta e cea mai răstă, jena asta a lui Pascu, bă, deci alt om care nu știe nimic despre nimic, a lucrat în bancă la asigurări, a găsit tati un post călduț, după care și-a găsit un tătic. Și-a găsit un sugar daddy în persoana lui la Parala 45. Și pe ce nu s-a mai înțeles cu ăla, s-a apucat și spunea pe cine l-asculta că, dom'le, că agențiile turism sunt praf, sunt moarte, sunt nu știu ce. Da, Booking este viitorul. Când și-a dat seama că Booking nu dă bani, ok, trebuie să se întoarce la agenții. Și are, deci asta e, pentru că nimeni nu e, toată zona asta este, nimeni să nu zică nimic de rău despre nimeni. Știi? Toți sunt niște mici impostori, toți sunt niște ăștia care, să nu criticăm pe nimeni și ca să nu fii criticat, trebuie să nu critici pe nimeni. Și în momentul în care te critică cineva a rupt pactul criticii. Vai! Sfânt, el nu știe să scrie limba română, dar el este consultant în turism. El ia contracte, face chestii, face PR pentru ambasada Israelului, dar el nu știe să scrie limba română. Și are niște părăi de-astea de... Dacă aș fi președinte sau premier România, aș face orice pentru a obține o întâlnire de 10 minute cu cel mai bogat și influent om al planetei. Fix așa funcționează. Fix așa funcționează, Răzvan. Eu sunt președinte României și mă duc să rămână. Nu vă sperați. Domnul Musk e aici? Nu. Domnul Musk e aici? Domnul Musk, haideți, vă rog frumos, hai scuturați-o și ieșiți un pic să discutăm. Fix așa se întâmplă. Știți? Doare,
mintea, doare mintea. Doare mintea de la fază de genul ăsta. Doare mintea de la fază de genul ăsta. Doare mintea la fază de genul ăsta. Dar din uia înainte, pentru că nimeni nu-i spune, băiatul mai oprește-te, că nu e cazul. Nu e cazul. Cine să-i spun? Nu are cine să-i spun. Oamenii râd pe la colțuri, adică sunt oameni care au fost cu el în excursie și spun, da, nu e cazul să mai mergem, că mai bine mergem fără, că e mai bine. Și oameni care, da, Răzvan este cel mai fascinant băiat din lume. Ok, bun. De asta e impostura asta și în mediul academic, pentru că nimeni nu critică pe nimeni, pentru că toată lumea... Adică dacă critic pe cineva, există șansa să mă critice și pe mine. Și nu vreau să critice nimeni, că dacă află cineva că am dosar penal pentru că am sărit gardul la facultate odată, dacă se află, dacă critic, uite, am criticat-o pe Ionuța Balaban și imediat primul care l-a făcut a scris, a, păi am eu din asta în care se dă la mine. Ok, arată-le. Unde e muistul ăla jegos? Care prietenii mei sunt în contrare, prieten cu el, adică să ne înțelegem. Come on. Critici pe cineva? Ia uite. Uite ce se întâmplă când critici pe cineva. Trei persoane pe care le aveți în listă mi-au scris în ultimele ore că atunci când văd o notificare dumneavoastră știți că este un comentariu libidinos. Aveți o vârstă totuși. Deci trei prieteni comuni, cu mine și cu băiatul ăsta Paul Alexandru, care e un fotograf de la USR, ești un libidinos. Dovezi? Zero. După care băieții de pe Rodi s-au dus și e libidinos, e pedofil, face trafic cu minori, chestii, dovezi? Nu avem, dar... Repetăm. Sub anonimat. This is life. Da, la ulița, da. Și e, o să scriu despre asta, e un articol în ZF. Asta. Că l-aveam separat. Este un articol în ZF fix pe tema asta. Dacă cei care fac business nu vor să vorbească despre ceea ce fac cu voce tare, de unde să obțină tânăra generație educație de business? De la jurnaliștii care nu știu pe ce nume sunt, care nu știu să pună două întrebări. De acolo o să obțină. Fix de acolo o să obțină. De la jurnaliștii care nu știu să pună două întrebări. Și de-aia sunt oamenii reali, oamenii care fac afaceri scârbiți. Pentru că fie și-au luat muie de la presă, fie presa a scris căcaturi, fie când s-au întâlnit n-au știut să pună două întrebări. Credeți-mă, deci când a început online-ul, 2006-2007, erau două fete, una a lucrat la Wall Street și una a lucrat la Money sau ceva în genul ăsta. Și felice, erau puștoaice, erau și trebuie băncile facultății, se angajaseră acolo, ne-a trimis șeful și pe noi să facem un... și a venit la mine pentru că eram, deci eram într-o gașcă de, la un eveniment și eu eram printre cei mai tineri de acolo și a venit, bună, uite, pe tine te citesc, te știu pe internet, zi-mi și mie. Și a zis, uite, te duci la nena ăla și întreb despre chestia asta. Dar nena ăla face chestia aia. Asta trebuie să-l întrebi, asta e interesant. La nena ăla te duci și întrebi chestia aia. Da, te duci și întrebi chestia aia. Cumva? Și pur și simplu le-am învățat pe amândouă ce întrebări să pună ca să obțină niște răspunsuri din care să facă un articol. Dar pe zona de business nu pot să fac eu asta. Trebuie să fie altceva, dar trebuie să fie ei deștepți încât să lege o informație pe care a auzit-o ieri cu o informație pe care a auzit-o astăzi să-i dea omului din față. Omul din fața mea, care mi-a acordat un interviu, săruna, mulțumesc frumos. Facem și noi ceva? Spuneți-mi și mie două vorbe despre mersul pieței din zona X, zona Y, zona Z. Sunteți în domeniu. Nu vă întreb ce pantofi aveți, pentru că nu vorbim despre pantofi, vorbim despre afaceri.
și așa mai departe. Și... îmi zice subiectiv. Aia nu vorbesc din cauza că ori sunt securiști, ori fac afaceri cu statul, ori dau părândărături la partid. Da. Da. Sunt zona de business, sunt o cârță de afaceri care nu sunt sustenabile, fără tătuc. Că am mai povestit, cred că pe blog, o fată care preluase afacerile lui tati și nu înțelegea de ce nu-i merge treaba, pentru că tati avea contactele peste tot. Și când a încercat și a încercat să facă afacerile pe bune, surpriză, nu... Piața o refuza. Și da, de asta, știi, pe de-o parte este și o binecuvântare, este și un blestem. E o binecuvântare. Faptul că voi mă vedeți pe mine real și mă urmăriți. E binecuvântare că am așa de mult trafic. Și bine că am o gură slobodă și că știu chestii și că pot să vorbesc chestii. Între mine și Laurent, el o să fie tot timpul invitat la TV. Lui Laurent nu i-a căutat nimeni toate articolele în care folosea cuvântul pula pe blog, nu le-a printat și le-a dat până agenții. Nu i-a făcut nimeni asta. Laurent nu s-a apucat să înjure presa de piață când îi prindea că mânca căcat. Acum când... vezi, toată presa a băgat capul la urechi cu faza cu Elon Musk. Toți care și-au mușcat-o, așa sunt. Nu se facă, nu știu despre ce e vorba. Și eu, da, tras-o pe blog. De-aia nu o să fiu invitat nicăieri pe nicăieri. Și eu îmi blestem faptul că nu fac nici jumătate din banii pe care trebuie să-i fac. Mă râc, e Liviu Alexa, că bă, tu mor de foame. Da, adevărul ăsta este față de... ce ar trebui să facă decât ar trebui să câștig în țara asta, da, mor de foame. Asta e blestem. Dar ea e cumva asumat. Nu zic că nu mă râcâie. Mărâcâie, da. Ce puteți să facem? Da. Ce puteți voi să faceți este să dați like, să dați share mai des. Mai des. Cu riscurile, uite cum a zis cineva mai sus, că i-a dat, a zis Oana. Am pus link către articolele tale despre el pe postarea aia, așteptați comentariul și m-a banat din grup. Da. Ți-e rușine că acum 10 ani erai prost? Da. Da, bine, deci, e cineva acum care v-am zis de vreo câteva săptămâni, care că știu cine este, a zis Fire pe live. Ia să le-mi dau mesaj, să-mi confirme ceva. Nu. E cineva care caută insistent articol și a găsit o fel de articole problematice. Acum 4 ani, acum 2 ani, da, timpul a fost. Avansăm, ne deșteptăm, creștem, ne extindem orizonturile. De unde să obțină tânăra educație de business? Nu de la impostori. Nu de la habarniști, nu de la oameni a căror singură calificare sau singur succes este că au prosit destui oameni că ei sunt oameni de succes. Nu. Nu. Nu de la securiști. Bună ziua, nu fost azi, de unde ați avut bani să cumpărați complexul ăsta? Domnul Atanasiu, de unde ați avut bani să cumpărați complexul ăsta? Domnul Savian Radu, ce-au fost părinții? Sunt pensionari. Nu, ce-au fost? Cu ce bani ați început primele afaceri? Domnul Voiculescu, cu ce bani ați început primele afaceri? Știți că eu am făcut economii la diurnă că nu mâncam. Ah, bun așa.